Bună ziua, sunt Maria Ghilencea, elevă în clasa a 4-a la școala gimnazială Virgil Calotescu Basco. Voi citi Ploaia de stele de frații Grimm. Era odată o fetiță căreia îi murise mama și tata și ea rămăsese așa de săracă, încât nu mai avea nicio căsuță, cămăruță unde să locuiască, nici un pat unde să doarmă, în sfârșit, nimic altceva decât hainele de pe ea și bucățica de pâine pe care unii trecători miloși i-o dădeau din când în când. Era însă o fetiță bună și credincioasă și, cum era părăsită de toată lumea, plecă cu Dumnezeu în gând, pe câmp, la voia întâmplării. La un moment dat, se întâlni cu un om sărac care îi spuse: „Dă-mi și mie ceva de mâncare, sunt mort de foame.” Ai dădu ultima bucățică de pâine ce o avea la ea, apoi zise: „Dumnezeu să te binecuvânteze” și plecă mai departe. În drum întâlni un copil care îi spuse: „Mi-e tare frig la cap, dă-mi ceva să mă acopăr.” Fetița nu stătu mult pe gânduri, își luă căciulița de pe cap și i-o dădu. Și iar apăru un copil gol-goluț, tremurând de frig. Ea îi dădu hăinuța ei și plecă mai departe. Ajunse într-o pădure pe înserat. O femeie sărmană veni la ea și fetița îi dădu și cămășuța pe care o mai avea, gândind: „E noapte, nu mă vede nimeni, pot să stau și dezbrăcată.” Și cum stătea ea așa, deodată văzut asupra capului o ploaie de stele care, când cădea pe pământ, se prefăcea un monez de aur. Din cer îi căzu la picioare o tunică țesută din fir de aur și un inel prețios. Ea îmbrăcă tunica, își puse inelul pe deget, apoi începu să adune monedele de aur. Deveni astfel foarte bogată și trăie, poi în belșug și fericire toată viața.